și un alt președinte. Reorganizare totală. Cum a primit Traian Florea autoritățile locale? Cum văd situația de acum? Continuă să o sprijine? S-au supărat? S-au răcit relațiile? Nu știu, noi am ajuns aseară. Abia aseară am ajuns de la Mediaș, deci nu știu încă care este o opinie. Nu cunosc opinia lor. Având mediații pe domnul primar Cristian Angu, și am înțeles că vă face o ședință de îndată unde o să aloc ceva pentru voturile la mare. Deci și dar asta a fost... De ce? Nu se știam niște, nu prea știam. Păi echipa există. Noi până acum, inclusiv cele 100 de milioane la Mediaș care le-am cheltuit acum, s-au cheltuit și ne erau foarte utili banii aceștia de la primărie. Echipa există, iar la 600 de milioane, câte am auzit, nu știu dacă atâtea s-au alocat sau nu, credeți-mă, este o nimica toată. Deci echipa continuă la anul. Deci următorul sezon. Sunt foarte utili banii veniți de la sprijinul de la... Bineînțeles, odată cu toată lumea. Noi am fost primii care am depus o cerere la primărie. Și am cerut să ni se spună documentele care aveam nevoie. Da, a fost o idee bună să vă duceți pe Ducanul la echipă, în condițiile în care nu a fost la antrenamente, a venit la meciul doar. Ca și jucător a ajutat echipa, dar cred că nu a fost o idee bună din punct de vedere al omogenizării echipei. Cred că a contribuit decisiv la crearea acestui conflict care practic era aproape să desfințeze echipa. El a primit și un faul tehnic, tocmai pentru că l-a înjurat pe jucătorul Bogdan Amăriucă în timpul meciului. Câți dintre cei 6 care s-au întors crezi că rămân pentru sezonul? E greu de spus pentru că, cum am zis, o să fac restructurare totală, inclusiv o altă echipă. Ce mă bucură, în schimb, este că toate celelalte echipe au văzut valoarea lotului și toți au zis este păcat pentru că sunteți pe departe cea mai valoroasă echipă, adică puteați să fiți locul 1, iar ceilalți să se bată toți pentru locul 2. Ce se întâmplă cu centrul de lume? Deci, mergem mai departe. Să aduce un alt coordonator, să spunem. Nu știu încă, jucătorul Opriș Petre a fost demis doar de la echipa mare, nu și de la juniori, deocamdată. Vom avea o discuție astăzi și vom lua o hotărâre împreună. Cei doi americani vor continua în Baia Mare? Ei deja au oferte de la celelalte echipe, inclusiv de la Craiova. M-au întrebat dacă sunt liberi de contract și care este situația lor. Deci sunt ofertați. Nu știu. Vom vedea. Ei deocamdată o să plece în Statele Unite și pe urmă vom vedea. Salariul la Măriuca a fost 2500 de euro. Mai mare decât salariul restul echipei? Da, n-a fost salariul lui de jucător. Datele sunt confidențiale, deci ceea ce ați auzit, cifre, nu știu de unde le-ați auzit și sunt confidențiale. Salariul lui de jucător... a mai avut încă un alt jucător, același salariu. Asta, un alt jucător care a lăsat echipa când a fost la greu. Deci exact același salariu l-a avut și un alt jucător. El a mai avut în plus salariul de antrenor, pentru că a antrenat și acesta a fost doar jumătate decât al unui jucător, un antrenor sau poate chiar mai puțin. Deci nu a avut cel mai mare salariu. A avut, probabil, cumulat, da, mai mult decât ceilalți. Da, se păcăie 2500 de euro. Nu. Deci e mai puțin de atât, cu mult mai puțin. Asta ce să cumulezi, două întrebări? A fost o discuție acum de câteva luni, la mijlocul campionatului, în care inclusiv se aducea vorba de demiterea completă a Amăriucăi de la echipă și ca jucător. Așa. Eu n-am fost foarte mediatizat, dar acum am permis să întreb. Regretați cumva că l-ați ținut, având în vedere că, până la urmă, dezbinarea a intervenit clar între el și restul. Acum nu știm care dintre părți au dreptate, dar până la urmă ar fi rămas ceilalți probabil mai liniștiți, fără el. Nu știu, întreb. Nu regret. Amăriucă este un jucător foarte valoros. Pentru echipa aceasta a ajutat foarte mult echipa. Iar la turneul final,
nu a câștigat el meciul sau l-a pierdut, dar putea să contribuie decisiv la câștigarea meciurilor. Deci nu regret că el a rămas. Regret că noi nu am fost profesioniști sau destul de maturi toți să ne înțelegem și să vedem ce e mai bine pentru echipă și să jucăm toți împreună, deci să dorim victoria. Pentru că e normal în orice mediu de afaceri, ori cu cine lucrezi, să nu-ți placă de toată lumea. Deci aia nu înseamnă că nu trebuie să și lucrezi cu acea persoană. Deci toată lumea a avut un contract cu clubul Vulturii Baia Mare, deci nu cu jucătorul Amăriucă, nu cu antrenorul Dan Ionescu, a avut cu clubul. Noi toți trebuia să lucrăm împreună pentru victoria acestui club. Eu am niște informații cum că în meciul cu Robinar s-a revenit de la o diferență mare de 19 puncte într-un timp destul de scurt. Așa. După care aveam atacul și mingea și Amăriucă a pasat, zic sursele, intenționat greșit. N-am fost acolo, nu comentez, întreb. Da. Am auzit, e adevărat? Din păcate n-am văzut faza aceasta, eu am plecat în sfertul 4, m-am luat și am plecat din sală, tocmai pentru, din cauza, nu din cauza arbitrajului care a fost puțin, sau să zicem așa, pro Târgu Jiu și Craiova, din cauza echipei. Deci mi-a fost rușine de echipă cum au jucat, cum nu își pasau mingile, cum au jucat, deci nu aveam echipă. Aveam oameni care încercau să iasă în evidență sau să vadă ce fac. Iar jucătorul Amăriucăi, în momentul în care eu am plecat, era pe bancă. Deci nu știu ce s-a întâmplat pe urmă. Practic n-ați fost acolo la revenirea echipei. Nu. Am înțeles, a revenit de la 11 puncte la 2. Când am plecat eu, era diferență de vreo 10 puncte, 7-8 puncte. Dar, cum am zis, nu am plecat din cauza scorului sau din cauza, pentru că, din cauza echipei. Deci nu am mai putut să văd cum jucătorii și-au bătut joc de munca noastră. Nu de munca mea, de munca noastră, de munca lor. Mai să spun că Ionescu are intenția inclusiv să acționeze judecată clubul. Știți de asta? Nu știu de asta. Dacă o va face, are bază să facă. Mă întrebăm că nu știm nimic, n-am fost acolo. Suntem într-o țară liberă. Eu dacă vreau să te dau pe tine în judecată și mă gândesc că poate e fabric sau găsesc o, asta o fac. Are o bază reală sau pur și simplu. Nu știu de adevărat, eu spun. Deci nu știu despre ce este vorba, nu pot să spun. Ar fi fost el inclusiv acuzat că ar fi fost un atrântit meciul, a cuplat el. Eu nu am acuzat pe absolut nimeni că a vândut meciul și repet, nici că au vândut, nici că au cumpărat, nici că s-au făcut aranjamente. N-am acuzat nici federația, nici arbitrii, nici jucătorii, nici antrenorul. Au jucătorii de, nu știu, prea puțină dăruire. Deci eu am acuzat și acuz în continuare eșecul pe faptul că noi nu am jucat ca și o echipă. Să revenim în studio acum, după conferința de presă susținută de Simona Birtaș. Aș vrea să fac o precizare în urma unor informații obținute din unele surse pe căi ocolite apropiate echipei. Am aflat totuși că, în ciuda faptului că Simona Birtaș nega faptul că Bogdan Amăriuchei ar fi avut un salariu de 2500 de euro, sursele noastre spun că el era plătit cu 1500 de euro pentru funcția de jucător, cu 600 pentru funcția de antrenor și cu 16 milioane de lei vechi pentru funcția de consilier juridic. 16 milioane de lei vechi, adică circa 500 de euro. Deci un salariu de 2600 de euro. Era acolo salariu cumulat, omul avea 3 funcții, omul bun la toate. Mie, nu știu, îmi vine greu să cred că un om bun la toate e acuzat de toți jucătorii cum că ar fi mărul discordiei și singurul vinovat. Dacă e așa, înseamnă că nu se pricepea la niciunul dintre cele 3 posturi pe care le ocupa. Dacă informațiile noastre sunt corecte, evident. Nu știu, mie mi-a plăcut cum s-a terminat conferința, nu acuz pe nimeni, acuz jucătorii că nu și-au apărat corect șansele, că nu au dovedit că sunt adevărați vulturi. Și tocmai de aceea eu propun să vorbim cu câțiva dintre jucătorii în seara asta, mai ales cu câțiva dintre jucătorii care nu mai sunt în lot, care au plecat, mă rog, în condiții, știu eu, bizare, da, s-au certat, au fost vorbe grele,
Am auzit o conferință pe Simona acuzând de furt, de dezbinare, deși...